Și restul împărțirii. Vreau să mai adaug decimale? Numai două decimale la împărțire. Și pe urmă să fixați și restul. Și facem proba. O făcere în împărțire cu restul. Și restul care e atunci? Da, stai, nu știu. Dar cum trebuie să la afli? Mă, scuzați. E 4 și 3. Bani? Și restul? Gândește-te. Și vă faci? Vreau proba. Fixezi restul și faci proba și trebuie. Împărțitorul, când tu pus restul, trebuie să dea de împărțit. Câtul împărțirii cu 20 mare. Și restul care iese. Și restul care nu ieși. Ok, am înțeles acum. Deci câtul este important că se fie cu 20 mare și rămân ce vreau. La momentul acela, restul care îi... Nu știu, am plecat mult bine. Haideți să scriu. Facem mai departe. Nu, facem mai departe. Nu, facem mai departe. Hai să vedem împreună. De împărțit, adică 1,05 va fi egal cu împărțitorul 2,3 ori câtul pe care nu știm. Plus restul. Plus restul, după vor teorie, împărțirii cu restul. Păi împărțirea dă cu 20 mai 0,44. 20 mai mult. 43. Acum, David, fiindcă vreau să scap... Nu pot să fac așa cum am spus eu mai înainte, pentru că o să am 105 împărțit la 230. Mai peste mână, nu? Acum am înțeles doar cu 10. Acum ai cu 10, vezi? Vezi că îți place și ție ideea. Mulțim mai cu 10, ca să scăpăm din virgula de la împărțitor. Și devine acum, te rog să vorbești. Devine o 10,5 împărțit la 23. Împărțit la 23 ori câtul, egal cu 23 ori câtul, plus 10 ori lui. Că și pe ele trebuie să lămuțim cu 10. Da? Și acum, mă apuc de făcut împărțirea, 10,5 împărțit la 23 și egal cu 23 în 10 merge de 0,8. Da, dacă ești acolo restul. Aș dori cu domnul profesor dacă știi. Hai. Deci, 23 în 10 merge de 0,8. Merge de 0,8. Am pus virgula. 0,8. Da, și... 23 în 105. 23 în 105 de 4 ori. Da, am pus așa. De 4 ori. 4 ori 3, 12. 92. 4 ori 2, 92. Și va da 7. 7. Și punem încă un 0. Încă un 0. 70 în 23. 3 ori. De 3 ori. Da, 69. Da? Da. 69. Da. Și 10. Și am zis câtul, ăsta este câtul cu 20 mai. Cu 20 mai. Nu este corect, asta cu corect. 5 minus 2. A 92. 5 minus 2. 13. 13. 13. Și acolo de 5 ori, după aceea? De 5 ori. De 5 ori. De 5 ori. Se filmează. De 5 ori. De 5 ori. De 15. Eu am scris. Tu mai făcut. Eu am scris. 5 ori, 3, 15. 115. Și restul 15. Și restul 15. Cu câtul este cu 20 mare, da. Cum am spus. Deci iată că acum îmi permit să scriu aici, că asta este situația, da? 10,5 egal cu 23 ori câtul 0,45 plus restul 15. 15? Faceți proba. Iar cu 15.
stați, stați, vreau. Să nu ne vedem. Nu, dar... Nu, dar... Nu, dar... Unde? Nu-i bine gestul, nu? Ai făcut 23.04.5 și ai adunat plus 15 și nu-l dat. Nu poți să 50. N-am pus cum tu. Atunci cât să fie? Dar cât vă dat totuși la 23.045? 23.045. 23.045. Dar dacă am greșit. Ia mulțit, vă rog, să mă dumnezeu. 23.045. 1.095. Nu, mai cu bine. Înmulțiți tot. 23.045. Deci, încă o dată, 23.045. Că știam și cum mulți de-am. 23.045. Fă-ți facă la totul dragă, dacă nu vreți. Dar și lucrează. Da. Să văd. Gata, nu-i dat. Cât? Da, e ăsta, 1.035. Ia, nu-i dat. 10.035. Băi, bunul simț îmi spune așa, că 23 mulțit cu 0.45, dar aproape jumătate, îl jumătățește pe 23. 10.000. Da, 10.000. Da, bine, ce decimale avea? Ia uite. 10.000. 20.000. A, da! 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. Da, da. Dar ți-l știu, domnul profesor. Neapărat, de 10 împărțim. Dar noi vrem 10.5. Ei, și aici, cu ale cât ți-i mai adaug eu 10.35 ca să facă 0.5? 0.5. 10.5. Da. Cât ți-i mai adaug ca să mă duc la 10.5? Nu, dar am văzut 5 de acolo. Îi mai adaug... Da, bine, nu, dar am văzut 5 de acolo. 15, adaug 15 și o să fie. Mai adaug 15, domnule. Că diferența între 10.5 și 10.35 este de... 15. Și adică acolo 1015, 0.15. Aaa! Aaaa! Deci 0.15 copii. Și mai adăugat 15 la 10 și mă dă tot 10. Păi la 35 de sutini, mai venim cu 15 sutini și am făcut 15. Deci restul de la 15 erau sutine, domnul profesor care va da restul. Ăsta este restul. Dar de ce copiii este restul? Deoarece eu acum am împărțit. Ia uite, când am început să coborâm aici, virgula, era aici undeva. Acum era virgula, pentru că noi când am trecut 10, au mers de 0 ori și pe aia am trecut deja de virgula. Am intrat în virgula. Da? Da. Deci toată povestea este asta, copii. Așa este scris acum, da? Dar nu v-am cerut asta. Dar ce n-a cerut? Eu v-am cerut să împărțiți pe 1.05 și la 2.3. Nu la pe 10.5 la 23. Asta. Ce nu ați făcut voi acolo? Deci toată povestea este adevărată. Asta e adevărat, că n-ați făcut voi așa. Deci, într-adevăr, 10.5 este egal cu 23 ori 0.45 plus 0.15. Da, e adevărat. Dar eu nu v-am cerut să împărțiți pe 10.5 la 23, ci pe 1.05 la 2.3. Și vrea restul, domnule. Eu vreau restul. Câtul ăsta? Poate e de rămâne. O să iau și cât? O rămâne tot cu ăsta? Deci nu v-am cerut asta. Dar cum v-ați așa ați ajuns voi așa? Ce ați făcut de asta? Trebuie să simplificăm 10. Împărțim totul prin 10. Împărțim, da, așa. Deci împărțim toată asta la 10. Să fie 1.05 în 2.3
ori 0,045. Adică? 0,045, adică aici 10 aici și 10 aici, aici ai făcut o mișcare de 100. Ai împărțit prin 100. Că dacă l-ai mișorat pe ăsta cu 10, și încă o dată și pe ăsta de 10 ori, pe ăsta l-ai mișorat de 10 ori, și pe ăsta de 10 ori, 10 ori. Cum? Dacă în genul e o iubă. Deci numai pe unul din ei. Dacă sunt 7 factori, pe unul din ei îl împarți. Nu pe fiecare. Deci câtul rămâne la fel? Deci aici e 0,45. Plus 0,015. Asta e. 0,015. Ai scris, Darius? Da. Da. 0,015. Iată, dragilor, ce v-am cerut eu? Am cerut câtul cu 20 mare și restul împărțirii. Restul împărțirii 0,015. Foarte tare problema asta. V-ați zic întâi și întâi ce facem? Scăpăm de împărțitor. Da? Scăpăm de împărțitor să nu mai aibă zecimale. După care facem împărțirea concret. Suntem atenți, scrim teorema împărțirii cu rest. Clar, ca să-mi dea proba, să-mi dea foarte bine. Și mă întorc acum. Dacă am mulțit cu 10, împar totul la 10. Da. Dacă am mulțit cu 100, împar la 100. Și asta este situația care apare dată după noua problemă. Așadar, ca temă pentru data viitoare. Îmi faceți următorul. Cât ziceați, vă rog? Și 5. Și 5. Și 59. E perfect, e perfect. Mă încadrez imediat. Mai vreau încă o revisiță și... Care tu mai ai fost pusă, pentru că tu ai știut exercițiile astea de ieri și dintre doctorele de la... Deci noi să te fermăm toată discuția asta. Pentru că n-are rost să ne păcărim. Și am dorit să mă duc spre chestiunea asta, pentru că voi n-ați prins asta, nu erați la lecții. Și atunci am vrut să facem treaba asta și pentru ei. M-am agățat de povestea asta și iată, dacă vă cer acum, dacă ați ghicit algoritmul, spuneți repede cum procedați. Uitați așa, vreau câtul cu 3 decimale, cu 3 decimale, și restul împărțirii lui 5,03 împărțit la 0,07. Câtul egal cu un număr format din câte zecimale a zis? 3. A1, A2, A3, cu 3 zecimale, un număr A aici, și cum au un A3, și restul cine este? Ok. Mă produce... Darius. Scrie în teoria împărțirii cu rest. Deci în 5,03 este egal cu 0,07 oricum. Plus 0. Acum facem 5,03 împărțit la 0,07. Nu, fiindcă împărțitorul este cu 10 mare. Mulțesc toată asta ca să-l fac... Mulțesc toată asta cu 100. 100. Și vorbește de cu 10, da? Da, nu, da. Punem virgula. Da. 60 de 8 ori. Da.
36. Da. Câte decimale? 3. 3 decimale. 40. 40 de 5 ori. 40, faci scăderea, domnul profesor. Nu, faci scăderea acolo, 40 de zi. 35. La 5 am putut. 5 ori 7, 35. Valoare 5, 50. 50, nu am 45. 7. 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 1. 1. Restul a rămas 1. Și acum scrie teorema împărțirii cu este în condițiile acestea. Zicem 503. Te rog. 503. Egal cu? 7. Ori 70. Ori? 71. 8, 5, 7. 8, 5, 7. Plus... Plus? Plus, plus, resta. 0, să zicem, dacă iau... 0,001. Da, vedeți, pe ce spui? 0,000. Eu sunt bravo. 3-0. Am 0-3. Deci câte 0? 4. A, 4. După 4. Am pus 3. Deci numai cu 0-urile de după virgulă. Da. Câte? Da. 3. După virgulă este 3. 4. Deci tu spui așa, da? 0-virgulă, 0-0-0-1, da? Da. Așa spui. Da, faceți o mulțire. Sigur că da. Da? Asta ar fi cel mai, cel mai rapid de probă. Da, facem o mulțire. Ia să facem. 71,157. 502,999. 50 și cât? 502. 502,999. 3 de 9. 3 de 9. Dar eu am zis. Și cât e mentrebilul ăsta? 0,003. Cât ca să facă întregul? Ca să facă 53 de ani. Da, da, dar am făcut, am înmulțit 71,57 ori 007. Ori? Ori 007. 0,007. Nu mă, dar aici. Ori, dar uite, acolo e, fața aia. Șapte. Ca să vii restul pentru situația asta, că tu mi-ai dat acest și eu am dubii că fie el așa. Nu sunt convins că e corect. Cât e mai întregul? Dar uite, era număr, dar fie, e vital. Cât e număr? Am greșit oriceva. Și cât e restul? Cât e mai întregul ca să completăm până aceste trei? 20. Adică? 0,001. Ei, dragilor. Da. O zi 3-0. Da, da. Bine, da, 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 bine, a fost cu 3-0 și eu trebuie să fiu atent. Atenție la greșeală pe care să o elimini. Sigur că da. Și iată de ce 20. Cât, cu câte zecimale am cerut eu? 3. Cu 3 zecimale. Restul trebuia să fie și el cu 3 zecimale. Ați înțeles? Deci un lucru asta e legătura. Și cum aveam mai pe un, dacă aveam mai și 13, 11 sau 12 sau 23, 21. Aveam deja 20 mari și mai puneam un 0,000, da? Un 0 aici, ca să fac 30 mari și lui. Pentru că câtul fiind cu câte 10 mari cu 3, tot așa va fi și restul. Dar începe să numărăm 10 marile, că de așa, de aici începând formăm cele 30 mari. Deci 30 mari vă cer, domnul profesor, dacă 30 mari va avea și, și restul. Atenție! Două vă cerea, două avea și restul. Două s-a întâmplat și dată de exact. Tot așa și așa exact. Și chestii. Da, dar nu asta e împărțirea, domnul. Asta e. Acum trebuie să amplificăm cu... simplificăm cu 100. Deci 503 scriu așa. Asta e relația. Amplific cu 500. Nu, amplific cu 100. Domnul profesor, vă citeți acolo, a spus 1,0, uitați. Unde e aici? Mai sus, un rând mai sus. Acolo, 1,0. Așa, ca să fie corect. Ca să fie masă. Și acolo cu 100, da? Simplificat cu 100. Și acum împart totul prin 100. Din ce motiv împart totul la 100? Deoarece... Mai sus. Ce ați făcut mai sus? Ați înmulțit cu 100. Da. Și din acest mod raționament, împărțim la 100, da? Adică 100. Ca să revenim și vine 5...
503. 5,03, eu împărțim taină. A, dar eu, știți, mi-a fost să scrieți 503, nu? Da. Și eu spuneam 503 egal cu 5, 502. Nu, David. Nu, egalitatea asta da, era 503 egal cu 503, pentru că eu îmi făceam adunarea. Bun, atunci hai să mă întorc. Hai să mă întorc. Că nu știam ce le să punem exact. Cu aia. Aici împărțim totul, David, prin 100. Și acum ai zis. Și acum urmărește. Și acum era 5,03 egal cu 0. 7. 0,07. 7. Da. Ori 71,857 plus 0,857, nu 5. 857. Da. Plus 0,401. Bravo. Asta e. 4,01. Deci, domnul, sunt și la mine, ce spuneți-mi și asta, domnul profesor, ca să aibă satisfacție, că și copiii de-a 8-a și de-a 9-a și de-a 10-a și de-a 12-a apar n-au sfracat-o la liceu. Deci, eu am făcut un test când lucram la liceu, acolo, și l-am dat tuturor copiilor de la clasa 9-a până la 12-a. Și nici o clasă nu a reușit să găsească resurse. Dar până și la bar, domn profesor, ați dat un 1 pe 2 plus 1 pe 2 și 1 pe 2 pe 4. Deci lucrurile, dacă nu sunt făcute la timp cum trebuie, adică să cincea la 5-12. Da, dacă domn profesor aici nu va plătea atenția, la școală nu faceți așa ceva. Dacă își cerea restul, toți greșeați. Și bun și aia de 12 și aia de 8, dar dacă vi dau 8. Deci, mi-am insistat foarte mult, dar... Da, eu sunt David. Păi chestia asta că la început înmulțim cu 10-100.000 pentru a scăpa de zecimale de la împărțitor. După care facem teorema împărțirii cu restul atenției corect făcută și împărțim ca să ne întoarcem de unde am plecat, să avem corect restul împărțirii. Ăsta este obiectiv, da? Ne oprim aici. Facem un pic de sinteză? Da. Ce-am făcut? Am făcut numere zecimale, cu perimetru, dreptuni, arii. E și 10. Da, foarte mult. Deci, să zicem așa. Sinteza ore. Aici am făcut aici. Și zicem aici. Dreptunghiul. Da. Dreptunghiul, perimetru, arie. Dreptunghiul. Perimetru, arie. Perimetru. Aria. Aria. După aceea am făcut teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Cu rest. Tracții ordinare și cramocazii și decimale. Tracții ordinare și decimale. Tracții ordinare și decimale. Operație. Operație. Cu tracții decimale. Să nu uitați să dați like și să vă abonați la Prof. Online. La revedere! La revedere! Să spuneți la toată lumea!